Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Mă numesc Angel Adrian Gabriel, Angel Mihai Cristian. Suntem gemenii geniali ai Craiovei. Noi suntem cunoscuți ca fiind gemenii geniali ai Craiovei datorită faptului că ne ocupăm cu arta în general și cu tot ceea ce ține de frumos. Fashionul este într-adevăr latura noastră pe care vrem mergem să ne specializăm. Și putem spune că i-am impresionat pe oameni în cele mai plăcute moduri. Bineînțeles, gătitul fiind și el o artă, ne-a preocupat și am ajuns, iată-ne aici, la șef la cuțite. Eu voi găti astăzi papanaș. Eu voi găti lava cake. Eu sunt cel mai mare dintre gemeni. Eu m-am născut primul. Diferența este de 5 minute. Ironia sorții că eu sunt mai înalt. Până la o anumită vârstă chiar semănam, fiind din placente diferite. Pe parcurs am început să ne diferențiem ușor-ușor și da, cea mai mare diferență fiind înălțimea. Noi vrem să ne specializăm pe partea de fashion, de modă, însă putem spune că am abordat în timp tot felul de tipuri de artă. Suntem amândoi olimpici, am luat locul întâi la Olimpiada Națională de Arte, eu la secția de iconografie, iar Mihai la secția de ceramică. Am apărut, bineînțeles, și la diferite emisiuni, în articole de presă, ca fiind gemenii geniali ai Craiovei, pentru că în oraș, pentru asta suntem cunoscuți, pentru ceea ce facem, pentru arta noastră, în diferite ei forme, dar moda este principalul domeniu pe care ne-am axat. Păi încă de când eram mici, adică cam de pe la 4-5 ani, am observat că avem o inclinație artistică. Cumva de când eram mici știam că vom face ceva în modă. Adică... era un sentiment, un feeling, da, pe care da, l-aveam. Adică bunica ne-a învățat să coasem și cred că de acolo a început totul. După aceea am fost autodidact. YouTube-ul a fost în mare parte mentorul nostru. Și astfel, la 14 ani am realizat primul produs finit. O roche roșie, de bal, tip cenușăreasă. A fost foarte interesant pentru că tot procesul a durat cam un an de zile, pentru că jupa rochei a fost realizată din peste 100 de straturi de material. Rochea aceea roșie am postat-o pe rețelele de socializare. Încurajările au fost maxime și a fost cumva un impuls care să ne determine pe noi să continuăm în acest exact. Domeniu. Și de aici și dorința aceasta de a ne construi o carieră împreună în modă. În cea mai mare parte facem rochii. Fiecare roche trebuie să aibă un concept, trebuie să aibă o poveste înainte. De exemplu, am avut o roche cu care ne mândrim foarte mult, o reinterpretare din portul Reginei Maria a României. Acea roche a durat în jur de 3 luni pentru că a fost un proiect extrem de complex, ce a presupus foarte multă muncă. Și foarte multă muncă de documentare în primul rând, pentru că motivele care se află pe acea roche, broderiile, au o strânsă legătură cu tradiția românească. Pe ea se pot regăsi motive zoomorfe, geomorfe, motive astrale. Cărarea rătăcită, spre exemplu, este un element ce apare și pe ceramica de cucuteni de acum 5.000 de ani. Pasiunea pentru bucătărie pot spune că a venit tot din familie, pentru că atât cu mama cât și cu bunica, ele, dacă găteau ceva, ne chemau și pe noi în bucătărie să vedem. Cu timpul am început să realizăm din ce în ce mai multe preparate. Hai Mihai, spune care gătește mai bine. Clar, Adrian gătește mai bine, el este șeful propriu zis dintre noi. Mie îmi place să mă ocup mai mult de partea estetică, de plating, de asta am și ales să creez o capodoperă în farfurie, pentru că voi picta între ghilimele în farfurie și voi încerca să realizez o secțiune din celebrul tablou al lui Van Gogh, Starry Night, Noapte înstelată. Sper că șefii o să-și dea seama că este vorba de un artist în spatele porților, pentru că cine altfel putea să gătească un așa preparat? Pot spune că papanașii sunt făcuți cu dragoste, așa că eu sper ca șefii să fie încântați. Sper să fie impresionați când o să vadă că nu sunt făcuți de o mămăiță, ci de un tânăr. Am venit pentru că este o experiență nouă, interesantă și cumva am vrut să ies din zona de confort, din nou. Pentru că dacă în jurul meu am avut persoane care au spus că gătești destul de bine, de ce nu mergi la un show culinar, am zis că de ce nu, este o experiență. Hai! Desertul e în dreapta. Eu zic că avem fel principal și desert.
Ce desert, mă? Pictură direct. Da, mă, uite, na. Ce țeapă! Da. Sandwich din papanaș. Avem na, că două deserturi. La asta nu mă așteptam, mă. Două deserturi, bă. Avem papanaș. Și avem un fel de lava cake. Da, e un lava cake. Ce lava cake, mă? Păi uite, mă, curge. Așa e, da, lava cake de... Dar nu e ciocolată albă, e de altceva. Ba, da, e de ciocolată albă. Mmm, da, are gust de ciocolată albă. Numele meu este Maria Tarbă și am venit aici împreună cu Angel Adrian Gabriel și cu Mihai Cristian Angheli. Sunt gemeni și sunt iubita lui Adrian. Dacă sunt gemeni, de... nu îi încurci? Nu, ei nu sunt diferiți. Nu, nu au nicio legătură. Niciuna. Că chiar mă gândeam că asta e să fi iubită de geamă. Nu, nu mi-ar plăcea. Adică îmi place, dar nu identici. Și aici e papanaș umplut. Dar nu e, mă, un papanaș. Dar ce e, mă? Asta e apă din două. Păi asta zic, e ca așa băgat ca o chestie făcută... Da, vrei să zic ceva, că la... Zici că e bag, opa, bagel. Opa, stai, mă, așa. Ia întoarce-ți-le pe partea alta. De ce să le întoarcă? Așa și... Ce s-a întâmplat cu acest lava cake? Dumnezeu a zis... Cât de genial sunt și la acest capitol. Ia papanaș umplut. Ce s-a întâmplat cu acest lava cake? Are lava cake? Acum, ce? Pe o parte, e copt. Pe o parte... Pe o parte nu e copt. Și aici e o bucățică de artă, cumva implicată. Am văzut. Unde? Zmeura din interior, să văd cum e pusă, băi. Uite, vezi? Unde pusă, mă? Cum pun eu untul pe pâine? Da. Păi și asta e artă? Păi da, nu e o artă în farfurie. Păi da. Aici sunt doi maturi. Hai că ce zic eu, peste 60 de ani, două doamne experimentate în ale bucătăriei. Eu zisei, sunt bătrânica de 80 de ani. Băi, eu cred că avem niște semne în farfurie aici. Mă, își duce într-o altă zonă, mult mai de poveste. Nu cred. Băi, leagă-n o civilizație, mă. Adică? Acesta este Nilul. Nilul? Dar Dunărea ce are, mă? Păi noi n-avem piramide, mă. Unde vezi tu piramide? Astea sunt piramide, mă, lava cake-ul e piramidă. Păi, mă, termină că asta e, una e de la Adam Clisi și aia e de la Istria. Și între ele este canalul Dunăre Mare Neagră. Mamă, ce comparație. Da. Asta este o poză din Taiwan. De la Asia Express. Pe care eu n-am înțeles-o, dar nu mai contează. Nici Fodor n-a înțeles-o nici atât. Da, da, crucea din gogoașa mea, cum o explici? Templierii. Malta, Ierusalima. Ierusalima. Ierusalima? Ierusalima. Iluminati, direct. Evul Mediu. Doamne! Spre să le pleacă, mă. Dă și mie bila ta. Așteptarea, așteptarea te omoară. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Voi sunteți Men in Black sau frații negru? Da, suntem, black, suntem gemeni. Sunteți gemeni? Pe unul e mai înalt. Din placete diferite. Da. Ironia sorții e că eu m-am născut primul. Să vede. Diferență de 5 minute, da. Deci da, e... Da, mai sunt niște riduri care se văd un pic. Aici mai bătrân puțin. Da. Altă ironie e că era așteptat doar unul. Adică mamei a spus când a fost la doctor că o să aibă doar un copil. Da. Dacă el a fost surpriza. A fost, da, am fost o... Poate tu ai fost surpriza. Poate el a fost surpriza. Da, da. Cum vă numiți? Angel Mihai Cristian și Angel Adrian Gabriel. Când v-ați născut, amândoi erați îmbrăcați la fel? Da, sigur, eram amândoi în costumul lui Adam. Corect. Când eram mici, părinții ne îmbrăcau obligatoriu la fel. El e ăla vorbăreț. Da. Da. Și acum ne mai îmbrăcăm la fel, dar de cele mai multe ori neintenționat. Adică, pur și simplu, spunem că ne îmbrăcăm, cumva, și realizăm la final că ne îmbrăcăm la fel. Simplu, da, adică fără să vrem. Da. Foarte tare. Telepatia asta, da, da, și e un fel de schimbă măcar pantofii ca să fie ceva diferit. Da, aveți chestii tipice pentru gemeni, telepatie, nu știu, vă adică genul. Același gen de fată, vă place același gen de muzică? Da, în cele mai multe lucruri suntem foarte semănători, ne înțelegem, dar totuși suntem și diferiți. În ceea ce privește cu ce ne ocupăm, ne ocupăm cu arta. Arta? Da, facem artă. Facem ce v-am zis eu, mă? Da, bă, ai avut dreptate, bă, dar aici e mistic, așa, e pe mistic. Da, 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 e pe... E pe misticism, da. Aici se vede un pic așa un Nil, piramide, doi soli, un raj, un soare. E o reproducere de la Starry Night de Van Gogh. Ce? Noapte înstelată. Okay. Acel tablou super cunoscut. Da, exact, exact. Nu m-am dus cap. Dar nici nu m-am gândit la ăla, să știi. Avem și un cadou pentru dumneavoastră. Hai, mulțumim frumos.
sunt pictate manual de noi. Eu v-am făcut un ringo aici. Ia uite ce mișto, băi. E ok, sculptură. Da. Pe acestea le-am pictat eu de data aceasta. Facem și împreună. Amândoi pictați? Da, amândoi pictăm. Da, amândoi pictăm. Suntem amândoi olimpici, am luat locul întâi la Olimpiada Națională de Arte. Foarte drăguț. Băi, am o întrebare, că voi sunteți olimpici. Da, mă, cât de drăguț e. Gastronomia e o artă? Da, chiar se poate. Păi, uitați, dovada vie că se poate face o artă din... Câți ani aveți voi? 19 ani. 19, da. Foarte tare. Mulțumim. Și concurați pe colo, pe acolo, pictați. În principal ne ocupăm de modă, de fashion. Desenați haine? Facem rochii de gală, haute couture. Combinăm foarte mult stilul anilor 50, pentru că glamourul acela... Se vede cumva și după freză treaba. Da. Vorbesc serios, e freza anilor. Da, suntem mai clasici așa puțin. Și ați fost la prezentări de modă? Le-ați prezentat pe undeva? Da. Am avut două prezentări de modă până acum. Una a fost chiar anul trecut la Cluj, care a fost un adevărat succes. Da, ați creat un brand, se cheamă... Asta aici vreau să ajung, că numele brandului este numele nostru de familie. Numele de familie. Angel. Da, da, urmează... pentru că este ceea ce ne leagă, primul rând, amândoi. Da, aveți și voi de-astea între voi așa, pe partea creativă, vă certați, vă contraziceți. Da, dar întotdeauna, întotdeauna există neînțelegeri sau mici... Exact. Și cine câștigă? De obicei nu câștigă nimeni, să ajunge la un consens. Consens, exact. Da. Ne balansăm, pentru că ne potrivim. El este destul de vulcanic, într-un anumit fel. Eu sunt foarte liniștit, da, adică dacă văd că tot își menține ideea, bă, până la urmă ajungem cumva la un consens și... Și mai tare de mea, mai pun și un pic, aia e. Sunt, dar ne completăm. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.